Bun găsit, dragi prieteni, la Fair Play. Sunt Daniel Vatamanu, iar invitatul ediției din această emisiune, din această săptămână emisiune, este Andrei Ițco, profesor și antrenor de fotbal la Liceul cu program sportiv Suceava. Bună ziua, bine ați revenit la Fair Play. Bună ziua, bine v-am regăsit. Ca de fiecare dată, o mare plăcere să fiu la dumneavoastră aici. Da, și pentru mine e la fel. Sigur, noi am mai discutat, urma să ne întâlnim cu ceva timp în urmă, mai exact imediat cum v-ați întors din Germania, cu acel rezultat deosebit, ați reușit să câștigați pentru a doua oară în istorie acel turneu, 4 regiuni pentru Europa. Evident, este vorba despre aceeași generație despre care am mai vorbit și când ați mai fost în alte emisiuni prezent aici, o generație de excepție. Să începem așadar cu ce a fost în Germania, după care vom discuta și despre noul sezon care a început deja. Da, într-adevăr, am avut un turneu foarte reușit în Germania. Chiar dacă, să spun așa, înainte de a pleca, poate nu toată lumea ne dădea șanse să ne întoarcem acasă cu trofeul. Eu am avut încredere în băieți, chiar și conducerea liceului, domnul director Anton Ciprian, domnul Constantin Aurel, cei care au însoțit delegația, au avut încredere și au pus speranțe în noi și, drept dovadă, am reușit să ne întoarcem cu trofeul acasă. Într-adevăr, cum ați spus, pentru a doua oară am reușit să câștigăm în cele 22 de ediții, 21, asta a fost a 22-a ediție, am reușit să câștigăm trofeul, dar pentru prima dată în deplasare. Primul trofeu câștigat a fost la Suceava, în momentul în care am organizat noi. Dacă nu greșesc, cred că în 2011 a fost câștigat trofeul și, după cum vedem acum, rândul generației 2007 să facă, să spunem așa, frumoasa performanță, să aducă trofeul la Suceava. Din acea echipă care a câștigat prima dată trofeul, ați mai discutat ce jucători erau pe vremea aia? Dacă nu mă înșel, era Golovka, parcă, nu? Buziuc. Și Buziuc. Era Buziuc, era Golovka. Era generația domnului director Ciprian Anton pe vremea aceea. Cred că generația, dacă nu, 94 sau 90... Da. Acolo, da, 94, parcă. Da, în fiecare an turneul se desfășoară pentru juniorii under 16. Am înțeles. Pentru jucătorii dumneavoastră a fost prima experiență internațională, să zic așa, primul turneu? Nu, am mai avut un turneu în Slovacia cu grupa 2006, dar într-adevăr atunci au făcut parte din acel lot și unii dintre jucătorii de la grupa 2007. Tot un turneu reușit acolo, am reușit să ajungem până în finala mare. Acolo a fost un sistem, să spunem așa, cu mai multe jocuri, s-a desfășurat pe cursul a 6-7 zile. Am avut mai multe jocuri, undeva cred că, dacă rețin, vreo 14 jocuri până am reușit să ajungem în finală și acolo am pierdut la loteria penaltilor. Un loc 2, din nou, un loc foarte bun, loc 2. În Slovacia, un turneu puternic cu foarte multe echipe din toată Europa. Da, mi-aduc aminte când s-a mai organizat la Suceava, pentru că prin rotație în fiecare an se organizează în aceasta este sistemul. Patru țări. Când în anii trecuți, când veneau celelalte trei echipe la Suceava, remarcam diferența de fizic. Adică cel puțin mi-aduc aminte echipele din Franța, din Germania, păreau de așa doar la prima vedere, deci nu trebuia să mai vezi pe teren, de alt nivel față de ce vedeam la noi și la Cernăuță, să zic. Într-adevăr, din punct de vedere fizic, tot timpul au stat mai bine. Acum, poate ținând cont și de area de selecție. Inclusiv francezii, nemții au o oarecare de selecție mai mare. Adică noi trebuie să facem o selecție doar din copii din județul Suceava, pe când ei, să zicem așa, districtul Mayen și Schwaben este mult, mult, mult mai mare. Și atunci area de selecție a lor, fiind mai mare, le permite să atingă toate obiectivele și să reușească să facă o selecție oarecum mai completă. Țin minte că
M-am jucat și eu în a doua ediție și într-adevăr, când am ajuns în Franța, ne-am uitat și râdeam colegii, spuneam, sunt antrenorii sau sunt colegii jucătorii, sunt adversarii noștri. Într-adevăr, fizicuri mult mai bune, dar anul acesta eu spun că am reușit oarecum să contracarăm acest plus al lor din punct de vedere fizic prin tehnica pe care o au grupa 2007, chiar și tactic, spun că am stat mult mai bine, inclusiv adversarii noștri la ședința de după prima serie de jocuri, după tur, cum ar fi, ne-au spus că se vede un plus din punct de vedere tehnico-tactic al grupei. Bun, și ca fizic, sunt cel puțin câțiva în echipă. Exact, și ca fizic, da. E o generație oarecum bine dezvoltată. Sunt unii dintre ei care, într-adevăr, sunt peste media, dezvoltați peste media lor de vârstă. Da, cu siguranță a ajutat această echipă și sezonul precedent, competițional, unde s-au bătut cu cele mai puternice echipe din țară la vârsta lor, în Liga Elitelor, a mai fost și acel parcurs deosebit în Cupa României, la U16. Da, într-adevăr, și a pus un accent foarte important și acele jocuri bune, acele jocuri tari, cu adversari foarte puternici, băieții câștigând încredere. Să zic așa, și experiență competițională, chiar dacă eu lucrez cu ei undeva în jur de 11 ani, cu mare majoritate dintre ei, sezonul trecut a fost, așa să zic, o cărămidă pusă la construcția lor foarte, foarte bun. Să spunem, în Germania n-ați pierdut niciun meci. Da, și remize, din ce mi-amintesc. Da, în prima zi am reușit să, adică în primul, în turul turneului, am reușit să câștigăm toate cele trei jocuri, ca mai apoi să, în retur, să avem remize. S-au acordat premii speciale? Au fost jucători remarcați? Nu au fost acordate premii speciale, ci putem să spunem așa, chiar și domnul vicepreședinte, domnul Barbă, a remarcat și dumneavoastră, a contabilizat, am dat, să spunem așa, goalgetterul turneului prin Burlacu Sebastian, un copil născut în 2008, adică cu un an mai mic față de ceilalți. Am dat golgheterul turneului, dar nu s-a acordat niciun premiu. Am făcut, să zicem așa, făcut dumnealui o statistică. Da, presupun condiții foarte bune, nu? Că chiar în timp ce povestea despre ieșirile și în afara țării, există aceste discuții, că în țările civilizate, să zic, sau mai civilizate, marile țări europene, găsești teren la orice colț de stradă ai, apropo de nivelul de pregătire. Da, într-adevăr, condițiile de joc, tot ceea ce a însemnat condițiile de joc, inclusiv antrenamentul oficial de înaintea începerii turneului, condițiile au fost foarte bune, extraordinare. Nu avem ce să obiectăm din punctul ăsta de vedere. În afară de jocuri, ce ați mai făcut? Ați avut timp să vizitați? Într-adevăr, s-a îmbinat. Am avut și o parte culturală, să spunem așa. A fost o delegație și formată din 5 copii din partea liceului de arte, pe partea culturală, și între jocuri, în pauzele dintre jocuri, am avut zile în care am vizitat. Am reușit să îmbinăm și partea culturală în același timp. Mai greu cu drumul, nu? Cât ați... Într-adevăr, într-adevăr. Deci ar fi fost posibilitatea, nu, cu avionul, că este cursă spre... Ar fi fost posibilitatea, dar cred că aici nu mai ține de mine, dar cred că, într-adevăr, costurile erau un pic mai mari și atunci s-a optat pentru a merge cu autocarul. Să zicem, poate așa a fost un pic un inconvenient, că m-am făcut traseul dintr-o singură bucată. Am mers non-stop și cât a fost durat un pic, am avut undeva la vreo 36 de ore. Ne-am deplasat, dar per general a fost bine, adică în momentul în care am ajuns am avut o zi să ne revenim, am avut acel antrenament oficial despre care vorbeam și atunci turneul, în momentul în care
Am intrat în primul joc, nu putem să spunem că am fost obosit sau să fi dat vina pe drum, indiferent chiar dacă nu bun, acum că vorbeam că, mă rog, băieții s-au călit în campionatul trecut și din acest punct de vedere, că și prin țară, tot cu autocarul ați mers, știi, cu toții drumurile, distanțe. Într-adevăr, și în ediția de campionat a Liga Elitelor am avut deplasări foarte lungi, dar tot ce a fost deplasare mai lungă de 150-200 de kilometri, am plecat cu o zi înainte. Adică am avut toate condițiile oferite să mergem, să reușim să ducem jocul, ținând cont că mare majoritatea jocurilor s-au jucat la 10 dimineață. Nu aveam cum să plecăm în ziua jocului și atunci plecam cu o seară înainte de joc. La întoarcere am văzut o surpriză plăcută așa pentru delegația suceveană, ați fost întâmpinați cu șampanie, cu confeti acolo lângă cetatea de scaun. Da, într-adevăr, să spunem așa, o surpriză plăcută făcută din partea domnului Barbă, cu tot stafful, părinții, să zic, nu? Așa, cu părinții, inclusiv părinții, da. S-au organizat și ne-au primit pe esplanada, pe sus la cetate, pe esplanada acolo. Chiar dacă copiii se așteptau să plece, adică să ajungă acasă, să fie primiți la autocar cu părinții, oarecum ei se așteptau la o mică surpriză, dar nu chiar așa, de asemenea proporție. A fost într-adevăr o primire foarte, foarte, foarte frumoasă și cred că băieții au meritat această primire. S-a lăsat și cu premii mai consistente? Nu, avem promisiunea că vor fi și premiați băieții. Ne-am înțeles. Următoarea ediție acestui turneu, următoarea ediție se va desfășura la noi, în Suceava. Se cu alți copii însă, nu? Într-adevăr, din această generație sunt doi copii, Burlacu Sebastian și Botnariuc Albert, componenți de bază ai grupei 2007, chiar în acest sezon, unii dintre titulari, să spun așa, chiar acum, ca o paranteză, dacă anul trecut la Under 19 era o regulă în care trebuia să folosească doi copii în permanență mai mici cu un an, adică anul trecut a fost 2004, obligatoriu trebuiau să folosească doi de 2005 ca să poată să respecte această regulă. Acum, anul ăsta, federația a introdus și la Under 17 această regulă și în permanență trebuie să avem doi copii de 2008 în teren. Dar din acest punct de vedere v-au prins pregătiți. Da, oarecum că și cei doi au făcut parte din lotul de anul trecut în Liga Elitelor. Același lucru a fost și în Germania, au participat amândoi, oarecum spunem noi stăm bine la acest capitol. Și într-adevăr, la anul ambii au posibilitatea de a juca încă o dată la acest turneu acasă cu grupa de data aceasta, cu grupa de 2008. Și ar fi speranțe că se poate. Bineînțeles că avem șanse, sunt copii foarte buni și la generația de 2008, copii foarte buni în județul Suceava și avem șanse. Bineînțeles că acum toată lumea, să zicem așa, mai mult cu ochii pe noi, dacă în momentul în care am ajuns în Germania am fost așa dați oarecum deoparte sau eram din start outsider. După turul din Germania am văzut o altă abordare în meciurile retur cu echipele noastre. Altă abordare a celor din Germania, din Franța. Un pic ne-au luat mai în serios, să spun așa. De la echipele adverse ați auzit să fi fost copii legitimați la cluburi sonore, așa cum numesc sonore? Nu, n-am reușit să discutăm acest aspect. Nu s-au făcut foi de joc. Nu s-a, să zicem, acea confruntare cum este la noi. Nu s-a făcut acea confruntare. Tot timpul s-a mers pe încredere. Adică nu vreau să cred că ar fi venit vreo echipă cu copii mai mari ca și vârstă. Se merge în ideea în care se merge pe încredere, dar într-adevăr dacă se solicită se pot face și acele confruntări ținând cont că aici copiii au buletine, au pașapoarte, au acele acte procuri pe care trebuie să le facă să treacă vama și este mult mai ușor, să spunem așa, decât ar fi fost la noi
în țară, într-o competiție internă, să verifici vârsta unui copil. Cât a durat toată această experiență? Cam o săptămână, nu? Am avut o săptămână. Am plecat sâmbătă și ne-am întors a doua săptămână, tot sunt, avem 7 zile, să spunem așa, cu tocul. Da, plus pregătirile, nu? Presupun că ați făcut antrenament. Adică, ideea, ce vreau să întreb, copiii au mai avut vacanță vara asta? Da, oarecum, să spunem așa, a fost un pic atipic programul nostru de antrenamente. Din moment ce am terminat competiția, eu deja trebuia să-mi pregătesc antrenamentele și să-mi fac programul de pregătire pentru acest turneu. Și a fost un pic, să zicem așa, atipic. Au avut o pauză de două săptămâni și a trebuit să reluăm pregătirile, chiar dacă la un moment dat îi simțeam și eu că erau saturați de atâtea jocuri. A fost un campionat în Liga Elite, un campionat lung și la un moment dat, într-adevăr, a trebuit să vin așa, cu motivație, să încerc să-i pun din nou pe direcție, dar ne-am mobilizat și am reușit să ducem la bun sfârșit pregătirea și să o îmbinăm. Adică în momentul în care ne-am întors din Germania, din nou am avut o pauză de două săptămâni, dar o pauză, să zicem așa, activă. A trebuit să continuăm antrenamentele, deoarece a început campionatul național și intram în prima etapă acolo. Da, nu știu dacă prima dată a început Liga 4 sau campionatele de copii. Cred că în același timp. Noi am avut, am jucat două etape. Da, două etape. Ok, jucate. Să vorbim despre Liga 4, acolo unde anul trecut LPS-ul a avut o echipă înscrisă, anul acesta nu mai. Da, anul trecut a avut o echipă, să zicem, satelită. A fost colaborarea dintre LPS și Foresta. Au fost acei copii care au făcut parte din lotul echipei mari. O să-i numer aici pe Ionescu Alexandru, Cucoș Robert, Smokot Ianis, Cuciureanu Matei, portarul celor de la Foresta. Noi am făcut o colaborare, au mers acei copii acolo. Într-adevăr, ținând cont de obiectivul pe care l-aveau în momentul acela, a trebuit să găsim o variantă în care acei copii să joace. Era clar că nu știu cât reușeau să joace și am convenit să facem acea echipă a doua, să reușească să prindă meciuri și să aibă meciuri în picioare. Bineînțeles, la vârsta asta, dacă ei nu joacă și chiar dacă sunt într-un, să zicem, un rit de antrenament mai bun, că sunt cu seniorii, tot până la urmă jocul, să spunem, e examenul final de la sfârșitul săptămânii. Și în momentul în care sâmbăta nu prindeau minute să joace acolo, veneau duminica la Liga 4 la Foresta 2. Bineînțeles că a fost completat cu grupa de 2005, grupa pe care o am eu, grupa mai mare de 2005, care anul acesta sunt angrenați la Under 19, în campionatul național, și am jucat anul trecut, să zicem așa, în proporție de 95% din jocuri, doar copiii de la noi, de la liceu, doar copiii de 17, 18 ani, chiar și 16 au fost câțiva copii care au prins și au jucat acolo. Da, și chiar au avut rezultate bune. Da, turul campionatului, să spunem așa, prin prisma rezultatelor, poate să spunem că nu a fost chiar așa de bun, dar jocurile foarte bune, ținând cont că am pierdut pe ultimele minute. 4-5 jocuri am luat gol în ultimele minute, un gol, două goluri, adică am fost egalat sau chiar ne-au dat două goluri și am pierdut jocul, într-adevăr, un pic și pe presiunea adversarului, dar cu trecerea acelui tur de campionat, le ziceam și eu băieților, și cu pregătirea din iarnă, am reușit în retur să schimbăm o față, poate un pic și a jocului, într-adevăr, dar și a rezultatelor, că toată lumea se mira ce se întâmplă. Dar erau aceiași copii, ba mai mult, apărând accidentări în lotul echipei mari. Noi aveam nici pe cei 4-5 care erau acolo și a trebuit să ne mobilizăm și să încercăm să ducem campionatul, returul de campionat, doar cu copiii pe care îi aveam. Și au fost rezultate chiar foarte, foarte bune și jocuri. Adică toată lumea i-a lăudat,
inclusiv acum încearcă toți să mai aducă lângă loturile de la Liga a 3-a sau Liga a 4-a, să mai aducă câte 1-2 copii de la grupa de 2005. Una peste alta, privind în urmă, a fost o decizie înțeleaptă, să spun așa, înființarea, adică pentru copii, în primul rând, i-a ajutat mult, considerați această experiență? Grupa 2005, în momentul de atunci, trebuiau să stea. Anul trecut nu aveau competiție și trebuia să le găsim, chiar dacă n-ar fi fost colaborarea cu Foresta, trebuia să le găsim o variantă în care să aibă continuitate. Și eu spun că a fost o decizie foarte bună. Chiar dacă jocurile de la juniorii, de la juniorii under 19, din punct de vedere al terenurilor, din punct de vedere al condiției fizice, ținând cont că toate echipele se antrenează zilnic, nu ca la Liga a 4-a, sunt un pic mai bune pentru ei, să spunem. Dar și campionatul Ligii a 4-a a avut un punct bun în care au reușit să crească, să le facă oarecum, să zic, mai ușoară tranziția, trecerea la o echipă de seniori. Au văzut și ei, au dat piept cu un meci de seniori, au văzut ce înseamnă duelurile cu echipele de seniori și chiar la Liga 4-a câteva echipe, 4-5 echipe foarte bune cu jucători experimentați care au jucat la ligile superioare și atunci au avut și ei, bineînțeles, de câștigat. Pentru că a început școala, bine, înainte să înceapă școala a fost perioada înscrierilor, cum ați caracterizat așa interesul pentru copii vis-a-vis de liceu, program sportiv? Se vede de la an la an, se vede un interes mai mare. Noi în permanență am avut, să zicem așa, o concurență foarte mare pe locurile de la catedra de fotbal. Dar se vede un interes mai mare, vin din ce în ce mai mulți copii, chiar dacă noi la catedra de fotbal avem două clase de alocate, două clase de fotbal, vin din ce în ce mai mulți copii. Acum avem, să zicem așa, un mic dezavantaj că până acum reușeam să formăm clasele din, aveam 30-32 de locuri, acum avem doar 24 de locuri la ambele clase. Asta înseamnă că o să avem un 48 de copii admiși și în permanență avem peste 100-120 de candidați. Da. Ca infrastructură sportivă s-a mai făcut ceva? Urmează să se mai... Infrastructura sportivă chiar, da, chiar acum zilele trecute a reușit domnul director să aducă acele granule pe terenul sintetic. Sunt, să zicem așa, depozitate acolo. Săptămâna viitoare va începe acea mentenanță. O mentenanță pe care ar trebui să o avem odată la 2 ani. Adică terenul va fi în totalitate refăcut și completat cu granule, tot ceea ce înseamnă de curățat, de aspirat și o să-i dea un pic o altă față și, bineînțeles, și copiii vor resimți că în ultima perioadă terenul a fost supra-solicitat. Și cu grupele noastre de copii și cu jocurile și în permanență. Și fiind, cu Foresta pe timp de iarnă. Bineînțeles. Plus că au mai jucat echipe de Liga 4, au mai fost de pe teren propriu. Da, da, da. A mai fost o echipă de Liga 4 pe care am primit-o la noi la Bucurina, până terminat, Dărmănești. Dărmănești, da. Până și-au terminat ei acolo terenul și au venit și-au închiriat la noi duminica. Dar în permanență, gândiți-vă că Când încep cursurile, când începe școala, avem undeva în jur de 14 grupe care se antrenează pe același teren. Adică de terenul de dimineață până se întunecă este în permanență folosit. Și într-adevăr, și aici ce spuneați de iar, în momentul în care vine zăpada, se mai curăță, se mai duc dintre acele granule, dar normal el ar trebui în permanență sau în fiecare lună, să zicem așa, completat și reîmprospătat pentru a-i lungi durata de viață. Nici nu mai știu când a fost finalizat. Are 10 ani de când a trecut. Ca și idee, să spunem așa, oarecum el și-a făcut treaba. Dar dacă vorbim aici, ce să facem o paralelă și ce spuneam și de Germania,
Ar trebui să avem mai mult. Ar trebui să avem și un teren de iarbă unde să ne putem antrena în momentul în care condițiile atmosferice ne permite. Chiar acolo noi am jucat ținând cont că noi ne antrenăm 99% ne antrenăm doar pe terenul sintetic și jocurile tot undeva în jur de 70% din jocurile disputăm pe terenuri sintetice. În Germania am jucat doar pe teren de iarbă și de asta să zic că un plus și băieții au reușit să se adapteze foarte, foarte repede. Într-adevăr, terenurile de iarbă, dar similare cu cele sintetice, adică biliard, terenuri foarte, foarte bune. Nu știu, terenul din spate la metro, tot sintetic, nu? Da, tot sintetic, pe același, să zicem că aceeași structură îl are. Da, nu știu ce soluții mai sunt. Prea ai locuri, terenuri. Da, problema este și în momentul în care, să zicem așa, apare sau să construiești un teren în afara orașului, este foarte greu cu transportul. Adică, cel puțin la grupele mai mici, greu să îi aducem în afara orașului. În permanență trebuie să depindă de părinți, să-i aducă părinții la antrenamente, să vină după ei sau să stea acolo pe durata antrenamentelor și să se întoarcă. Și de asta trebuie găsită o locație foarte bună în care să fie accesul mai facil și să reușească să ajungă. Cu cât cresc, într-adevăr, se descurcă, poate să ajungă și singur, dar la grupele mai mici e un pic mai dificil. Da, ca și catedră de fotbal s-au produs modificări? Au rămas aceiași profesori? Nu, structura catedrei de fotbal este la fel. L-avem pe domnul Ciprian Anton, domnul director, domnul Constantin Aurel, domnul Murariu. Pe ce grupe de vârstă sau domnul să luăm așa? Da, domnul Constantin Aurel are la futsal, se ocupă de futsal, la Under 19. Domnul Murariu tocmai ce a terminat cu grupa de 2004, anul trecut, și acum are o grupă de 2008, Under 16. Domnul Băgu are grupa de 2009, Băgu Răzvan. Domnul Bosanco Vidiu are grupa de 2010 și 2011. Domnul Lup Marius are grupa de 2012. Domnul Sevaciu are grupele mai mici. Da, sunt mai mici de 2012. Da, avem și începem să formăm și grupe un pic mai mici. Chiar dacă, să zicem așa, în oraș, în țară, sunt grupe și la 4-5 ani. Adică avem, nou nu ne permite, nu avem atâtea norme, nu reușim să ne ducem chiar așa de jos, dar ușor, ușor încercăm să mai formăm și dintre și de la grupele mici, adică să zicem undeva la clasa a patra, să reușim să-i mai ducem. Avem pe domnul Șuleru Gabriel, care are grupa 2006 și anul acesta este împreună cu mine, să zicem așa, facem o echipă la Under 19 din copii de 2005, cei care au mai rămas sau care încă n-au reușit să facă pasul la senior sau încă sunt la noi la liceu, că am avut 7-8 copii, a fost acea generație cu clasa 0 de 2005 și au fost 7-8 copii dați mai repede la școală și ei deja au terminat liceul, dar dintre aceștia sunt care au făcut și pasul la echipe de seniori, se reduc Vlăduț, este la Rădăuț, mai l-avem pe Ionescu, care a fost și anul trecut a fost la Foresta, Dobresenciuc, mai sunt copii care au reușit să facă pasul acolo și de asta vă spuneam, la Under 19 împreună cu domnul Șuleru formăm din cele două grupe, formăm echipa de Under 19 pe care o reprezentăm în campionatul național și la Under 17, unde din nou sunt eu cu grupa de 2007. Deci eu aș avea 2005 și 2007 în competiții și domnul Șuleru cu 2006 vine alături de grupa Under 19. Pentru că spuneați despre Foresta, nu v-am întrebat, continuă colaborarea sau s-a încheiat odată cu modificările administrative? Din punct de vedere, să zicem așa, scriptic, nu știu, domnul director se ocupă de acest aspect, dar nu cred că mai avem o colaborare. Anul trecut era Ovidiu Bosancu, da, un liant. Da, era Ovidiu Bosancu acolo aproape de echipă, bineînțeles că cu a doua echipă și ce însemna juniorii de 2005 mai mici veneam eu din spate.
Dar anul acesta nu avem o colaborare, să zic, oficială, dar noi suntem deschiși, adică în momentul în care, chiar și acum, a plecat, a venit Smokot Yannis, anul trecut a fost în prima parte a campionatului, a fost la prima echipă, s-a întors la mine, la echipa a doua, la juniori, să zicem, și anul acesta, în vară, a făcut din nou pasul la prima echipă. Adică noi suntem deschiși pentru oricare dintre echipele din județ să avem o colaborare. Asta aveam să vă întreb, în această vară au mai plecat și către Rădăuți, Fălticeni, jucători? Da, au mai fost, v-am spus, Seredic Lăduț s-a dus acolo. Sunt cei din grupa de 2004, care ei deja făcuseră, să zicem așa, oarecum pasul către Fălticeni și chiar Mihalciuc de la Foresta, la Fălticeni Savin Alexandru, Dârțu, mai sunt câțiva copii care au reușit să facă pasul. Acum la Foresta a venit un copil care a trecut și el pe la noi, a fost Corniciuc Daniel. A fost în ultima perioadă la Steaua, dar înainte de a pleca acolo a fost tot la noi la LPS. Acum s-a întors acasă, a venit la Foresta și asta vreau să vă spun, văd că s-a integrat foarte bine și totul merge ok. Revenind la LPS, la grupele de la LPS, la ce vârste, la ce categorii sunt cele mai mari așteptări, să zic, în acest sezon? Nu putem spune că avem o grupă în care, știți cum e, toată lumea mă întreba și pe mine grupa pe care ai avut-o tu. Dar în permanență, cum am spus, eu am avut rezultate inclusiv și cu grupa de 2005, au fost rezultate bune. Cum vă ziceam, de grupa de 2006, am avut un loc 3 pe țară, un loc 4 pe țară la turneile, să zicem, organizate de federație. Nu mai vorbim de cele amicale. Cred că sunt peste 100 de turnee. Chiar râdeam cu unii dintre colegi, au venit și mi-au zis că n-aduci toate cupele le-am acasă depozitate în mansardă și zicem că așteptăm să facem o nouă vitrină la LPS. Și chiar la un moment dat râdeam și le numărase și erau undeva în jur de 86, acum vreo un an, 86 de trofei câștigate cu toate cele trei grupe. Dar într-adevăr, revenind, nu cred că avem o grupă la care sunt cele foarte mari așteptări. Poate acum și prin prisma faptului că au câștigat acest turneu în Germania și anul trecut au fost în Liga Elitelor și în Cupa României, unde, să zicem așa, am fost la limită și cu Ghinion eliminați cu 1-0 de către Rapid București. Eram acolo aproape și poate chiar reușeam să jucăm o finală de cupă. Într-adevăr, prin prisma acestor rezultate, poate se așteaptă un pic mai mult de la grupa de 2007. Da. Dar avem așteptări și de la celelalte grupe, chiar de la domnul Bosancu, de la Under 14. A reușit acum, să zicem așa, să strângă un pic rândurile, au mai venit câțiva copii la noi, la LPS, la grupa Under 14 și în a doua etapă a reușit să impună în fața celor de la Kids Stâmpa, în deplasare cu 4-3. Adică toate grupele ușor-ușor sunt acolo. Poate v-am zis, prin aceste rezultate din ultima perioadă, bineînțeles și de înainte, poate de la grupa de 2007 se așteaptă mai mult. Deci așa, e o presiune mai... Și anul trecut a fost oarecum, să spunem, port drapelul, să zic. Sau, bine, și prin faptul că jucau în Liga Elitelor, nu singura echipă la elite. Da, și prin faptul că era singura echipă din județ în care juca la Liga Elitelor și chiar am început foarte bine, am avut un sezon foarte bun cu rezultate foarte, foarte bune și într-adevăr poate și prin acest aspect se așteaptă un pic mai mult la eu. Sincer vă zic, aștept anul acesta să participăm la un turneu final cu ei. Am început și campionatul foarte bine în cele două etape și prin rezultate și prin joc pe care l-au arătat. Am avut 11-0 în prima etapă cu Huș și 4-1 etapa trecută la Bacău. Da. Acum sâmbătă... La Bacău, unde se știe că... Da, un LPS Bacău, am jucat cu LPS Bacău, acum vom primi vizita celor de la CSM. Vom primi sâmbăta aceasta.
dar un start de campionat foarte bun. Inclusiv și grupa Under 19, dacă, să zicem așa, a pierdut la limită în prima etapă, acolo un pic trebuie să mai strângem rândurile, ținând cont de plecările pe care le-am avut. Trebuie să mai reglăm, strângem rândurile, dar în a doua etapă au reușit să-și revină, să spun așa, și s-au impus și ei la Bacău. Deci etapa trecută, să zicem, toate echipele angrenate în competiție Under 19, Under 17 și Under 14 au venit cu victorii din deplasare, au venit acasă cu victorii. Și oarecum suntem așa toate grupele. Acum în acest weekend începe și competiția la Under 15, copiii născuți în 2009 și mai mici. Va începe competiția județeană. Cei care, campioana județului, va reuși să reprezinte la nivel național. Și sperăm și acolo grupa de 2009, pe care o are domnul Băgu, și avem încredere că va reuși să termine pe primul loc acest campionat și să ne reprezinte mai departe. Înțeleg că la U15 vor fi multe echipe. Da, chiar ieri vorbisem, sunt mai multe echipe și, să zicem așa, s-a preluat modelul de la elită sau chiar de la campionatul național, unde jucăm doar un singur tur. După ce jucăm acel tur, se împart echipele în play-off și play-out. Primele 6 echipe se duc în play-off și celelalte în ultimele 6 în play-out. Același lucru se întâmplă și la Under 15, cred că sunt 16 echipe, dacă nu greșesc. Se va juca un singur tur, după care se vor împărți în play-off și play-out. Și de acolo cineva reușește să câștige, va reprezenta mai departe la nivel național județul Suceava și, am zis, sperăm și liceul sportiv. Da, e totuși vârsta bună sau, mă rog, ultimul tren așa pentru mulți tineri fotbaliști din județ, să zic așa. Până la 15 ani încă îi mai găsești la școlile din localitățile natale, ulterior, care, mă rog, migrează tot spre oraș, pe LPS, sau e mai greu așa să ai o competiție puternică la nivel județean? Într-adevăr, competiția până la clasa 8, ca să spunem, acolo ar fi pragul, exact. 14-15 ani, competiția este un pic mai echilibrată, să spun așa, că se găsesc copiii în tot județul și atunci ei, să zicem, că sunt oarecum răspândiți și valorile sunt răspândite pe la toate echipele și competiția este un pic mai echilibrată. Cu cât cresc, se mută, se duc, da, migrează către liceele sportive sau liceele sportive sau chiar, da, liceele din oraș și aleg, bineînțeles, și aici cluburile din oraș, cluburile care sunt angrenate în competițiile de republicani, cum erau denumiți odată, da, la juniorii, la campionatul național, aici fiind vorba doar despre liceu cu program sportiv și juniorul Suceava. Celelalte cluburi din județ nu reușesc să-i ducă așa de mult, adică undeva în jur vârstei de 14-15 ani se cam opresc cu competițiile și atunci singurele variante sunt la liceu cu program sportiv sau la juniorul Suceava. Să zicem așa, un plus ce ar fi la noi, că le putem oferi și liceu, adică cursurile, poate să le facă la noi, au și acel cămin care tocmai a fost modernizat, să spunem așa, mai fost împrospătat vara aceasta. Avem cantina pe care o deținem în curtea liceului, terenul este foarte aproape, tot, să zicem, toată activitatea, tot ce desfășoară ei este în curtea liceului și este mai ușor pentru un copil care vine la 14-15 ani, este mai ușor și pentru copii și pentru părinți și stau, să zicem, mai liniștit știindu-l într-un cadru organizat din toate punctele de vedere, de la masă, casă, școală, antrenamente, reușesc să-i ținem sub supraveghere și, bineînțeles, să avem continuitate până termină ei juniorată, până la Under 19 avem continuitate,
în fiecare an ne-am înscris în competiții. La toate competițiile unde am putut să ne înscriem, ne-am înscris și le-am dus la bun sfârșit. Adică nu au fost situații în care să spunem că, cum ai mai auzit prin țară, că s-au retras în timpul competiției din lipsa de buget, de finanțe, din lipsa, nu știu, copiilor. Am reușit în fiecare an să ducem și zic eu, chiar cu brio, să reușim să facem față acelor campionate în care am fost înscriși. Da, bun, acum ce are juniorul și nu are LPS-ul, e teren cu iarbă, cu gazon. Așa este. Acum nu știu ce contează pentru copii. Bineînțeles, contează. Bineînțeles, știți de ce? Că în momentul în care fac acea trecere la seniori, toate echipele sau în proporție de 95%, cu excepția, nu mai vorbim acolo la Liga 1, poate câteva și la Liga 3, toate joacă pe iarbă. Și într-adevăr, în momentul în care ei termină junioratul, durează o perioadă până reușesc să se adapteze pe terenul de iarbă. Altfel fuge mingea, altfel stau ei în ghete, e un pic mai iarba e diferită. Asta ar fi, să zicem, ca și puncte forte pentru ei, minus pentru noi. În schimb, pe toată perioada anului, noi reușim să facem antrenamente. Adică, indiferent că afară sunt precipitații, plouă, că ninge, noi antrenamentele nu le întrerupem. În schimb, pe iarbă trebuie să ai grijă un pic să-l protejezi și ținând cont, în momentul în care ai un singur teren de iarbă și ai mai multe grupe, este foarte dificil să-l ții. Gândiți-vă că jumătate de an, cam acolo avem perioada din octombrie până undeva în martie, aprilie, în care terenurile sunt foarte greu de întreținut și în momentul în care vor intra 10-12 grupe pe el și dacă intră zilnic, nu rezistă acel teren. Și de asta ce vă spuneam și la început, ideal ar fi să avem un teren, ca să nu zic mai multe, să avem un teren de iarbă și un teren sintetic, adică și în funcție de vreme sau prin rotație, fiecare grupă să treacă și pe terenul de iarbă și pe terenul sintetic. A mai fost sau mai este această clasificare a Academiilor de Fotbal de România, acolo unde județul Suceava e reprezentat doar de LPS și de juniorul. Juniorul în acest an în fața LPS-ului. Da, am înțeles de la directorul Ciprian Anton că nu v-ați cam pripit așa, ați făcut pe fugă toată acea documentație sau... Într-adevăr, până acum era clar că din punct de vedere al infrastructurii suntem peste colegii de la juniorul, ținând cont de tot ceea ce dispunem noi. Acest an a fost așa, făcut pe fugă acel dosar. Nu am reușit să îndeplinim toate punctajele pe care le-am avut în trecut, dar sunt convins că anul viitor vom avea un punctaj mult mai bun, deoarece am început să zicem așa, să punctăm și la capitolul rezultate, am reușit și la infrastructură să ne mai organizăm și sunt convins că anul viitor vom reuși să ne organizăm mai bine și să depunem acea documentație și să avem un punctaj la fel sau dacă nu chiar mai bun decât l-am avut în anii precedenți. Simt că se menține această rivalitate juniorul LPS Suceava. Nu, eu tot timpul i-am considerat și consider colegi. Într-adevăr, în momentul în care începem, că, apropo de rivalitate, miercurea viitoare vom avea derbiul local la Under 19 și Under 17, la cele două grupe mari. Vom avea derbiul orașului și derbiul județului. Dar eu tot timpul i-am considerat și consider colegii mei. Am prieteni acolo. Într-adevăr, fiind o competiție sportivă, normal să fie o rivalitate. Dar în momentul în care a început meciul, până se termine. Înaintea jocului și după joc, eu tot timpul le-am zis și copiilor, nu se știe în momentul în care veți ajunge împreună. Drept dovadă ce s-a întâmplat și acum la Foresta. Sunt copii și de la juniorul, sunt copii și de la LPS, inclusiv și la Rădăuți și la Fălticel, sunt copii juniori care au terminat și la noi și la ei și acum sunt împreună. De asta trebuie să existe o rivalitate doar în teren, strict în teren și bineînțeles că e benefic în momentul în care începe o competiție, nu numai la fotbal, dar mai departe
sau cel puțin din punct de vedere ce există între noi, între staffurile, să zicem așa, celor două cluburi, nu cred că este. Poate au fost în trecut, dar eu spun că oarecum așa s-au închis acele episoade și acum știți cum e, atâta timp cât este concurență și este și rivalitatea asta ce spuneți dumneavoastră, eu zic că e benefică. În momentul în care este rivalitate și concurență, te împinge oarecum un pic de la spate să faci treaba mai bine. Și atunci toată lumea are de câștigat. Da, și în general e bine să ai aproape, acum nu știu ca nivel valoric cum se situează cele două cluburi, dar nu știu, pentru meciuri amicale de pregătire e bine decât să mergi, nu știu ce județ, să joci un meci de pregătire, e bine să ai pe cineva aproape aici. Da, într-adevăr, la aspectul ăsta, spunem așa, în ultima perioadă nu prea am reușit să facem acele jocuri amicale. Acum, ținând cont, vorbim strict de această perioadă de pregătire, eu nici nu aș fi reușit să fac foarte multe jocuri. Am fost plecat în acel turneu în Germania, dar de ce nu? Adică, cum ați spus și dumneavoastră, trebuie noi, ca să jucăm la această categorie de vârstă, trebuie să ne deplasăm 150-200 de kilometri. Sau să vină dintre colegii de la celelalte echipe, aceeași distanță au de parcurs. Și e un pic mai dificil să facem acele jocuri amicale. Dar chiar am făcut în această vară, m-am prins colegi de la Vaslui, de la Iași, care erau în cantonament, la Câmpul Lung, la Vatra Dornii. Au venit, când s-au întors și s-au dus pe drum, au venit la noi, au jucat. Adică am reușit să oarecum să facem și această, să încheiem această, să zic, pregătire și cu jocurile amicale, că acolo e testul și acolo trebuie să vedem ceea ce am lucrat, dacă am lucrat bine, nu am lucrat bine, mai puțin ce trebuie să mai rezolvăm, să rezolvăm până începe campionatul. Dar noi suntem deschiși, adică nu văd. Poate s-a dus vorba așa că un pic e rivalitate, dar până la urmă trebuie să lucrăm împreună, scopul e tot să reușim să-i ducem pe copii și v-am zis, poate chiar să joace împreună. Da, ce nu v-am întrebat, ținând cont că, bun, mă refer la grupa copilor născuți în 2007, pe care o pregătiți, anul acesta veți da peste adversarii de anul trecut, nu? Fiind această categorie, adică interval de doar un an, nu? În principiu? În principiu nu vor fi exact aceeași, s-au constituit un pic altă fel seriile. Noi anul acesta suntem în campionatul național, mai sunt unii dintre ei care, spre exemplu, cum ați spus dumneavoastră, FC Bacău s-a constituit seria și a dus în seria a doua, cu Galațiu i-a dus partea cealaltă. Posibil să fi fost prea multe din Bacău, că deja în seria noastră avem CSM-ul, Bacău și LPS-ul și în seria a doua sunt FC și cu Aerostar. Adică cred că pe principiu două echipe le-au dus în prima serie, două în a doua serie. Zicem așa că nu vom da piept cu FC Bacău, oarecum, să zicem, contra candidata noastră de anul trecut, nu vom da în primă fază. Dacă asta vom reuși la turneul final. Exact, dacă vom reuși să terminăm seria în primele două, să ne calificăm prima dată în play-off și să terminăm seria în primele două echipe, vom juca un tur eliminatoriu și atunci vom juca cu câștigătoarele primelor două locuri din celelalte serii. Sunt 9 serii și se vor încrucișa și atunci vom juca locul 2 cu locul 1, în principiu, da, locul 1 cu locul 2 și vom juca până se ajung ultimele 8 echipe și acolo ele vor pleca la turneul final. Dar mai mult ca sigur vom da în principiu în prima fază federația împerechează pe criteriu geografic. După care vin acele extrageri din urnă și reușesc, dar ca să evite, să spunem așa, acele costuri, încearcă să-i împerecheze pe criteriu geografic, să fim mai aproape. Da, v-am întrebat pentru că eram curios la această vârstă, care sunt marele forțe, să zic așa, pe plan național. N-am urmărit anul trecut cine a câștigat la U16 campionatul, cupa. Să zicem așa, din sonul în pas, în seria noastră avem pe cei de la FC Botoșani, care au o grupă foarte, foarte bună. Mai avem pe cei de la LPS Iași, în care au reușit să, și din nou, avantajează și pe acea regulă cu doi copii mai mici de 2008. Ei au făcut un centru, să zicem, de excelență și au reușit să adune
din zona lor sau din zona Moldovei, poate e un pic cam mult spus, au reușit să adune copii de 2008 și au un proiect acolo cofinanțat de, din ce am înțeles, de Consiliul Județean, și au 4-5 ani de când îi țin acolo, adică au copii de la 4 sau de la clasa 5-a și deja acum sunt la clasa 8-a și reușesc să îi țină și au o echipă foarte bună. La nivel național, v-am spus, sunt și unele echipe care au înscris prin prisma punctajului, au înscris la elită. Să zicem că acolo ar fi echipele mai experimentate, să zicem, mai bune. Și cu siguranță cel mai bine organizat, așa că. Bineînțeles, ținând punct de punctaj, automat sunt și cel mai organizate, adică din toate punctele de vedere, și al grupelor și al infrastructurii, tot ceea ce înseamnă. De asta și federația încearcă oarecum să facă o departajare pe cât posibil între academii, dacă putem să le zicem, că am mai văzut acum sunt mulți, se numesc academii, dar nu au nici măcar un teren propriu. Da. Adică nu poți să fii academie, să te numești academie în momentul în care nu ai nici măcar un teren. Academia înseamnă cu totul și cu totul altceva. Dar federația încearcă acum, să zicem, acum vedem cât de benefic va fi și cât va reuși, încearcă să departajeze sau să facă oarecum un criteriu în acest punctaj. Poate pe de o parte bun, poate pe de o parte mai puțin bun. Adică s-ar putea să fie un club mai mic cu o generație foarte bună și din cauza acestui punctaj să nu poată participa, să aibă jocuri mai bune. Posibil să prindem un club foarte bun, nu știu, din zona București sau unde. Au fost sunt de cursul anilor, nu știu, ambiții, poate, ții minte, la Vaslui sau pe o anumită generație cu care tatăl unui băiat potent financiar a luat acea generație și a dus. Da, cred că 2002 sau inclusiv 2003. De la Câmpul Lung, din Suceava, tot ce a fost mai bun, a strâns, s-a dus până sus cu acea generație, gata, s-a închis. Da, dar exact cum vorbeam cu dumneavoastră. În momentul în care se construiește un club, să spunem așa, pe baza numai unei grupe, nu este o strategie sănătoasă. Da. În momentul în care se termină cu acea grupă sau cu acei 2-3 copii pe lângă care au fost aduși ceilalți, gândiți-vă, mai sunt încă 20 care pleacă din sânul familiei, vin, ce vor face acei copii? E clar că și trebuie să recunoaștem că nu toți vor ajunge, inclusiv de la grupele unde sunt eu și eu le spun copilor. Este clar că nu vor ajunge toți, dar în momentul în care au terminat, măcar să fie ei împăcați, să fie conștienți și noi, ca și antrenori, să fim conștienți că am făcut tot ceea ce a depins de noi. Într-adevăr, sunt mulți factori care influențează acest aspect, dar măcar să fim conștienți și mulțumiți că am făcut tot ceea ce a depins de noi. Dar în momentul în care creez o grupă doar pentru un singur copil, eu spun că nu e o strategie sănătoasă. Sănătoasă, da. Am ajuns la finalul emisiunii, vreau să vă mai întreb la nivel de loturi naționale, că până la urmă acolo se vede cel mai bine poate munca voastră și da, l-avem a copiilor. Ca să zic așa, pe Matei Manolache, că zicem că tot e a nostru, care a plecat la FCSB anul trecut și văd că și înainte de a pleca făcea parte din loturile naționale și acum face în permanență parte din loturile naționale de la Under 17. L-avem pe Sebastian Burlacu de la grupa de 2007, el fiind născut în 2008, care cochetează și este acolo în vederile loturilor naționale. Acum mai sunt încă 2-3 copii care au mai fost la lot, a mai fost Petraru Ștefan, a mai fost Victor Băbescu, încă sunt în vederile lor și așteaptă. Sunt de la grupa domnului Băgu Răzvan, de la grupa mică de 2000. Eu le spun grupele mai mici, dar într-adevăr au 14 ani, nu mai sunt chiar așa de mici. Hrușovski Alin, care din nou este în vederile lotului și a făcut parte din reprezentativă, a avut câteva stagii de pregătire. Timofciuc Luca și el 2010, un copil care joacă de bază, să zicem așa, la 2009, chiar dacă este cu un an mai mic, și el a făcut parte într-un stagiu de pregătire de la Mogoșoaia și acum ușor, ușor la cei mici, să zicem așa, iau un lot mai lărgit.
au undeva în jur de 60 de copii. Ei, federația a chemat pe serii și acum încearcă să definitiveze, să zicem așa, să reușească să facă un lot mai lărgit de 30 de copii, dar și ceilalți sunt în permanență, sunt în vizorul lor și poate să-i da, dacă nu mă înșel, de exemplu, acum, abia acum se pune bazele la U15, da, a fost prima acțiune mai bine organizată zilele acestea. Da, ce vă spuneam, acea acțiune, adică în sensul în care din tot acel lot de 60-80 de copii pe care l-au avut ei, acțiunile pe care le-au avut la Mogoșoaia, au reușit acum să răstrângă, să facă un lot mai mic și să înceapă să aibă și acele jocuri de pregătire, să zicem așa, cu selecționata. Da. Am ajuns la final, cum spuneam. Mulțumesc mult pentru prezența în emisiune și mult succes în nouă sezon competițional și dumneavoastră și colegilor de la LPS. Da, vă mulțumim frumos și întotdeauna dăm curs cu plăcere invitațiilor dumneavoastră. Dragi prieteni, Fair Play a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Daniel Vatamanu. Până săptămâna viitoare, toate cele bune, la revedere!